Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în așteptarea a două evenimente importante. Conferință de presă la DICO. Domnul Felix Bănilă va începe să vorbească din clipă în clipă și vom asculta să vedem ce are de spus, dacă ne va transmite și ceva informații în legătură cu o posibilă anchetă privindu-i pe cei patru asasini ai lui Dragnea. Nu-i așa că ăsta e subiectul dezbătut de presă în ultimele ore. În paralel se pregătește și o conferință a lui Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, care pe urma asasinilor, să spunem așa, fix la hotelul despre care vorbeam mai devreme, unde ar fi fost cazați asasinii, în sfârșit asta ca o paranteză. Domnul Eugen Tomac a lansat o invitație interesant, foarte interesant acest lucru, de coalizare a forțelor împotriva PSD. O să vorbim cu invitații, avem și un reprezentant al PMP în platou, domnul Lucian Iliescu, pe care îl salut. Bună ziua, bine ați venit. Și avocatul Constantin Durgheu, bună ziua, bine ați venit, domnule avocat. Așadar, suntem în așteptarea declarațiilor de la DICOT. Mai durează câteva momente până când va începe să vorbească domnul Bănilă, să vedem ce are de spus, pentru că, interesant, presa n-a reușit să afle care este subiectul acestei conferințe de presă. Imediat veți asculta în direct acest... Domnule Durgheu, e vorba despre... Credeți că e vorba despre o anchetă în cazul ăsta? Despre anchetă n-are cum fi vorba. Acum să ne hazardăm să facem pronosticuri despre ce va vorbi domnul procuror. L-ascultăm pe domnul Bănilă. Descoperită de curând și aș vrea să vă aduc la cunoștință public faptul că în urma unui control de rutină efectuat în data de 22 august anul curent de către Poliția de Frontieră în punctul de trecere a frontierei și control trafic de la Nădlac asupra unui ansamblu de vehicule matriculat în străinătate care a fost condus de un cetățean străin au fost descoperite cantitățile de aproximativ 5 tone de anhidridă acetică și 20 kg de cocaină de o puritate de aproximativ 99%. Știți foarte bine că anhidrida acetică este un precursor de droguri și din cantitate de 5 tone descoperită se poate obține o cantitate de o tonă de produs heroină. Ansamblul de autovehicule urma să tranziteze teritoriul României. La ora aceasta cercetările se află în desfășurare și de aceea nu vă putem oferi și alte detalii și sunt convins că avem înțelegerea dumneavoastră. În urma acestei acțiuni a fost reținută o singură persoană, respectiv conducătorul ansamblului de autovehicule, s-a formulat propunere de arestare preventivă, iar instanța competentă a dispus arestarea preventivă a suspectului nostru pentru o perioadă de 30 de zile. Cu această ocazie ținem să mulțumim în mod public atât Serviciului Român de Informații, cât și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, atât pentru profesionalismul deosebit de care au dat dovadă, dar și pentru colaborarea eficientă și rapidă cu procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Vă mulțumesc! V-am spus, este un dosar aflat în curs, este o anchetă în desfășurare și sunt convins că, având în vedere profesionalismul care vă caracterizează, veți înțelege că nu vă putem da la momentul acesta și alte detalii pentru că se vizează și alte aspecte. Nu vă pot spune alte amănunte la acest moment și vă rog să aveți înțelegere și răbdare pentru că în perioade următoare vom putea da și alte elemente în mod public pe măsură ce ancheta va avansa. Cetățenie străină. Vă mulțumesc. Statăți. Nu vă pot da alte detalii. La momentul acesta. Este într-un ansamblu de vehicule tip TIR, așa cum se observă și din acele fotografii. Anhidrida acetică era depozitată în niște recipienți din aceea gen cub cu capacitate de o tonă, iar cocaina era ambalată în pungi de plastic. Când a fost depistat șoferul sau din ce punct a început v-a spus alte detalii de genul acesta, chiar nu vă pot furniza la acest moment și vă rog să înțelegeți, și a fost depistat în data de 22 august 2018 când a intrat în România. Nu vă pot oferi acest amănunt la acest moment, vă rog să înțelegeți.
Cred că interesul anchetei penale la o astfel de cantitate este superior interesului publicului de a cunoaște astfel de detalii. Am solicitat declarație de presă doar pe acest aspect, la momentul acesta. Știu că există mai multe solicitări sub acest aspect. Vă vom răspunde punctual la momentul cum avea toate datele prin Biroul de Informare și Relații Publice. Doamna Părinte, mai este un subiect de interes public legat de acea plângere? Cred că cunoașteți ce înseamnă o declarație de presă și cam care este formatul acesteia. Vă mulțumesc frumos! Da, Felix Bănilă, șeful DICOT, cu o declarație de presă despre o captură de droguri, o captură importantă de droguri, dar interesant cum a reacționat la celelalte întrebări ale jurnaliștilor. Ați auzit, cetățenii străini de cetățenie străină, niciun fel de detaliu, înțeleg că e o anchetă în desfășurare. Despre ce vorbea domnule avocat, lămuriți-ne dumneavoastră, traduceți-ne și ați văzut, e bine că nu ne-am hazardat, v-am spus să nu ne hazardăm să vedem, să facem pronosticuri referitoare la declarația pe care o va da domnul procuror șef. Observ că dânsul chiar ar fi un bun om politic și s-a comportat ca un om politic. A dat o declarație de presă. Procurorii șefi ai instituțiilor importante nu ar trebui să dea ei declarații de presă, să-și facă treaba și după aceea când se concretizează în rechizitoriu urmărirea penală, atunci da, pot vorbi, pot spune, uite ce succese am avut. Speculând momentul și toată lumea, cred că toată lumea se aștepta să dea declarație referitor la cei patru asasini, care erau trei, erau doi, Dumnezeu știe cum s-or fi împiedicat. Dar e un fapt foarte grav, teoretic trebuia să existe o anchetă, dacă nu, domnul Dragnea, care nu, e un om e un fapt un foarte grav, că în această țară. E un fapt foarte grav cu un om politic care este al treilea om în stat, își permite să facă astfel de declarații care, atenție, au un public al lor. Cetățenii care sunt votanți PSD din totdeauna și vor fi întotdeauna, ce au înțeles? Că după ce ăștia, statul paralel sau oricine, dorește să ia libertatea, alții, un miliardar, dorește să ia și viața domnului Dragnea. Motiv pentru care veți vedea că până acum întotdeauna la ora 90, la 9 se deschideau urnele, la ora 10 votanții PSD erau toți încolonați cu ștampila pusă. Domnule, acum la 9:30 vor fi. Domnule Iliescu, ați văzut prestația domnului Felix Bănilă la prima apariție publică. A fost un personaj așa contestat că vine din orașul domnului Tudorel Toader și așa mai departe. Aveți încredere că această anchetă extrem de serioasă cu cei patru străini cu cetățenie străină va fi rezolvată de domnul Bănilă? Eu vreau să felicit pentru subiectul conferinței de presă. Ce pot să spun? Nu ne-a spus nimic decât că au intrat tirurile cu droguri în țară. Cât dar despre putea să dea un comunicat despre de salvare. Că despre cele patru personaje, că or fi de desene animat, că nu or fi de desene animat, atâta timp cât sunt, cred că, două instituții ale statului român care au spus că nu a existat niciun fel de tentativă de atentat asupra domnului Dragnea, probabil că o să, nu știu, nu-mi dau seama. Pentru electoratul dânsului o prinde, dar pentru ceilalți își dau seama că s-a dus așa, într-un ridicol absolut, fiindcă eu nu cred că domnul Dragnea, cu o pază de la Serviciul de Pază și Protecție, cu toate că a spus că a renunțat, s-a dovedit că n-a renunțat la Serviciul de Pază și Protecție. Au apărut filmări cu un ofițer de la SPP, cu poliția română antemergători de la doamna Carmen Dan, în permanență păzit, fiindcă este președintele Camerei Deputaților. Eu nu cred că serviciile din România și SIE și SRI nu aveau informații, mai ales că vorbim de președintele Camerei Deputaților. Este o gogoriță ca să cumva să lase celălalt subiect mult mai grav, data de 10 august, ce s-a întâmplat în România, și să atragă atenția asupra acestui subiect cu dânsul și câte au mai fost altele. Și ce a declarat consilierul doamnei Dăncilă, fostul primar de Slatina, fostul senator. Este o avalanșă, vedeți, și toate au legătură. Deci a ieșit... îmi scapă cum îl cheamă, pe Darius Vâlcov. A ieșit cu povestea cu patronul de la Realitatea TV, că e agent KGB. Porma a ieșit Dragnea că a vrut să-l asasineze, dar mai dă și ceva în plus.
la TVA-urile alea care le mai reduc în turism. Pe urmă a ieșit iarăși acum domnul Vâlcov, iarăși cu subiectul acesta, cu protocolul între înalta parchetul, pe înalta curte de casație și SRI. Adică trebuie să alimenteze în următoarea perioadă cu fel de fel de astfel, mă rog, de subiecte. Trebuie să dea niște răspunsuri oameni și în privința asta. Dar e interesant când le aruncă alimentăm pe piață. Alimentăm anumite subiecte astfel încât subiectul cel mai dureros al României din ultimii 20 de ani este bătaia și gazarea unor români care au venit să demonstreze liber în piață și să spună ofurile. Ăsta este subiectul. Și au fost ațățați, probabil că eu aici m-aș gândi ca parchetul și dacă este o fi de competența DINCO, dar nu-mi dau seama că domnul Dragnea spune de agenți, de infiltrați, de să ne spună ce s-a întâmplat pe 10 august. Ideea următoare. Păi să ne spună procurorii și să facă anchete. Și cât mai repede. Colegul dumneavoastră de la Primăria Capitalei, domn viceprimarul Bădulescu, a fost și el audiat astăzi, așa cum a fost audiat în calitate de martor și șeful Direcției de Protecție Internă din MAI. Noi, Partidul Mișcarea Populară, ne-am poziționat foarte clar. Ați adus foarte bine în discuție, să-l ascultăm pe Eugen Tomac. Revenirea alegerilor pentru primar în două tururi. Este un subiect care pentru noi a fost o prioritate încă din clipa în care s-a înființat Partidul Mișcarea Populară și regretăm că într-o primă etapă nu am avut niciun fel de suport din partea niciunui partid în Parlament, iar prima inițiativă în acest sens a picat la vot în ambele camere. Ulterior, am inițiat din nou o modificare pentru legea 115 pe 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, astfel încât să putem reveni la alegerea primarului în două tururi. Și aici vreau să fiu foarte sincer, am cerut sprijinul și altor partide, dar nu l-am primit la vremea respectivă. Mai mult decât atât, am fost destul de surprinși de răspunsurile pe care le-am primit din partea guvernului. Fostul prim-ministru Cioloș nu a susținut această inițiativă și regretăm, ne bucurăm că astăzi este de altă părere, dar aici aveți un document care demonstrează acest lucru. Mai mult decât atât, nici guvernul Grindeanu nu a susținut inițiativa pe care noi am propus-o. Iarăși este un aviz prin care nu își asumă un punct de vedere guvernul. Și ceea ce este important, o singură comisie din Parlament a dat un aviz favorabil pentru această inițiativă legislativă. Și fac toate aceste precizări pentru că vreau să aduc și câteva argumente cu privire la motivele pentru care Partidul Mișcarea Populară a lansat în urmă cu 3 luni de zile campania de revenire la alegerea primarului în două tururi. Practic, inclusiv în Comisia de Administrație, comisia care a redactat raportul cu privire la revenirea pentru alegerea primarului în două tururi, această lege a primit cu o majoritate de voturi vot de respingere, recomandarea fiind ca în plen să se respingă această inițiativă legislativă. Pentru că în Senat a fost respinsă și pentru că în comisie a primit aviz de respingere, partidul nostru a hotărât că este bine să începem această campanie de strângere de semnături pentru revenirea la alegerea primarului în două tururi. Până în prezent, și vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor care au înțeles mesajul pe care PMP l-a transmis prin această campanie, pentru că am avut peste 3.000 de membri ai PMP implicați în campania de strângere de semnături,
am strâns peste 500.000 de semnături în întreaga țară. Cele mai multe semnături le-am strâns în municipiul București, dar avem județe precum Arad, precum Argeș, Iași și multe altele din țară, unde s-au strâns zeci de mii de semnături. În general, în comunități unde lumea este nemulțumită de activitatea primarului. Vom continua această campanie încă câteva săptămâni și vrem ca în sesiunea din această toamnă, și vom face o invitație oficială atât Partidul Național Liberal cât și Uniunii Salvați România să susțină în Camera Deputaților demersul nostru, să cerem ca această lege să fie pusă pe ordinea de zi și votată. Știm că există partide în Parlament care vor să susțină acest demers, inclusiv partide aflate în arcul puterii. Pentru noi este foarte important ca această lege să fie adoptată anul acesta, pentru că, după cum bine știți, cu un an înainte de alegeri, nu se mai modifică. OSCE-ul recomandă să nu mai fie modificată legislația electorală. Noi am reușit până în prezent să convingem cetățenii că este important pentru societatea românească să revenim la alegerea primarului în două tururi, pentru că considerăm că o administrație poate face performanță doar în situația în care primarul are suportul total al comunității. Avem la ora actuală primari în țară, cum este de exemplu primarul municipiului Galați, care a fost ales cu 9% din numărul total de alegători înscriși pe listă. O chestiune care arată cât de grave sunt carențele în ceea ce privește acest sistem pe care îl aplicăm deja de câteva la câteva rânduri de alegeri pentru funcția de primar. Avem primarul municipiului Craiova, care a fost ales cu 7% din lista de cetățeni aflați pe lista electorală. Deci credem că este fundamental ca România să revină la alegerea primarului în două tururi. Pentru noi reprezintă un obiectiv important. Sunt convins că inclusiv pentru PSD este important să revenim la alegerea primarului în două tururi. Avem peste 50% dintre primarii din țară, din cele 3200 de localități, care nu au fost în stare în ultimii 10 ani de zile să atragă niciun leu din fondurile europene. Acești oameni nu mai pot ține confiscate primăriile doar pentru interesele lor politice proprii. Ăsta este și motivul pentru care PMP-ul va solicita în perioada următoare sprijin tuturor partidelor din opoziție și nu numai pentru ca această lege să treacă în acest an. Este vital să revenim la alegerea primarului în două tururi. Noi am reușit până în prezent să mobilizăm o parte din societate pe acest subiect și sperăm ca până la 1 octombrie să ne atingem obiectivul pe care l-am enunțat în luna mai, când am început această campanie, de a strânge 1 milion de semnături. Cu acest mesaj din partea cetățenilor vom merge și în plenul Parlamentului atunci când vom cere ca această lege să fie votată. În primul rând, credem că revenirea la două tururi oferă mai
mare legitimitate și o reprezentativitate mai mare pentru cel care este ales. În mod clar, și configurația politică se poate schimba fundamental, pentru că la ora actuală, din cei 3.200 de primari, aproape 2.000 sunt primari care se află la 2-3 mandate și, în general, sunt cei apropiați de arcul puterii. Pentru noi este important să oferim comunităților locale posibilitatea de a-și alege pe cel mai bun dintre cei care se înscriu în cursele electorale și nu pe cel care vine din partea partidului cel mai mare. Am vrut să facem această precizare. Veți primi din partea colegilor mei și inițiativa legislativă. Am vrut să trec în revistă tot acest istoric, pentru că este important să fim corect și să prezentăm lucrurile exact așa cum s-au desfășurat, iar pentru noi ținta finală este să reușim să convingem o largă majoritate în Parlament să voteze revenirea la alegerea primarului în două tururi. Subliniez, cred că este important. Foarte important, abordat iată de Eugen Tomac, președintele PMP. Scurtă pauză și revenim. Da, în continuare să vorbim despre domnul Liviu Pop. Îl știți pe domnul Liviu Pop, a fost ministru al educației, care a intrat în conflict deschis cu parteneriți de acestei țări și vorbim acum despre Forumul Democrat al Germanilor din România, din care a făcut parte și domnul Klaus Iohannis, pe care îl face indirect nazist, exact așa spune domnul Liviu Pop. Acest Forum Democrat al Germanilor ar fi continuatorul organizației naziste Grupul Etnic German. A spus-o la televizor. Bineînțeles că au apărut și reacții. Ei spun că, bineînțeles, condamnă calomniile ordinare debitate de senatorul PSD. Vă aduceți aminte acea fotografie în care domnul Liviu Pop aseamănă, practic, partenerii României cu niște insecte care vin să ne cotropească. Și fost ministru al educației. Fost ministru al educației, da. Da, domnul PLM, Pop Liviu Marian, de ceva vreme, eu am impresia că, nu știu, ori vrea să dea bine în fața domnului Dragnea, ori vrea să facă de râs, așa, cu tot din adins, ori vrea să audă toată România de prostiile pe care le debitează, aruncă în piață fel și fel și fel de astfel de, nu știu, dar am vrut să spun fumigene. Cuvinte care nu și-au nici rostul și nu și-au nici locul și nu înțeleg pentru ce trebuie să alimenteze niște lucruri. Am impresia că ori o fi ceva pe comunicarea din PSD, fiindcă nu uitați, până cred că ieri, alaltăieri, domnul deputat de Galați, domnul doctor Bacalbașa, la fel, s-a antepronunțat cu privire la, în fine, dar comparat la evrei, și ați văzut că nu au durat 3 ore și ambasada Israelului la București a condamnat cuvintele domnului Bacalbașa, dânsul pe urmă a revenit și a spus că domnul este o cumva o inadvertență între ce gândea și ce spunea, la fel și cu domnul Liviu Pop în loc. Știți ce m-aș bucura eu? Toți cei care au fost miniștri educației, miniștri învățământului România, eu consider că ar fi cel mai bine, după ce ți-ai predat un portofoliu și mai vrei să, sau mai rămâi în politică, ar fi bine să te duci pe domeniul ăla de activitate și să încerci ori să ajuți actualul ministru, ori să încerci să aduci un plus de valoare. Dar așa, când ești ministrul învățământului și vii și vorbești de nazism, vii și vorbești de genunche, vii și vorbești de nu știu ce alte aberații ce le-a scos cu Franța, Germania, acum o săptămână, deja pari pinguinul partidului. Domnul Iliescu, dar în afară de domnul Sorin Câmpenu, fost ministru al învățământului, care într-adevăr a adus un plus valoare și nimeni nu poate contesta că e un intelectual rasat, puteți să-mi numiți alt ministru al învățământului, al ministru al învățământului, care să fi lăsat ceva pozitiv în urma sa? Mai toți, restul au fost agramați. A mai fost un ministru din zona Cluj. Domnul Funeriu? Sau? Uite, mie Funeriu mi-a plăcut. Da, și domnul, foarte da, serios. Și domnul Funeriu, chiar da. Dacă au fost mulți la un jurat,
că au zis, domne, implementăm sistemul de camere la bacalaureat, domne, dar a început să vede. Da, și domnul Funeriu. În rest, toți agramați. Dar știți ce și-a mai fost unul, Miclea. Știți ce este dezastruos? Uitați-vă la situația în care a ajuns învățământul românesc. Mă uitam la o știre și chiar îi rog pe colegi să pregătească cu manualul de geografie de clasa 6, da? Ați văzut ce tâmpenii au putut să introducă în acel manual? Ce învață elevii? Păi da. Haideți să dăm, vă rog eu frumos, materialul, pentru că este inadmisibil, inacceptabil. Vorbim despre Liviu Pop, care aiurează la televizor despre naziști și așa mai departe. Domnul Valentin Popa, l-ați văzut că el e ministrul educației, ce discurs are. Iar în condițiile astea, uitați-vă cum se prezintă manualele. Turnul Măgurele este poziționat pe harta României, acolo unde până acum toți știam că este orașul Drobeta Turnul Severin. Conform manualului, localitatea din județul controlat de Liviu Dragnea este pusă pe lista orașelor importante de pe traseul Dunării, însă este localizată eronat. Și nu este singura greșeală din noul manual de geografie, care poartă antetul Ministerului Educației și nu are alternativă pe piață. Marea Moartă este pusă pe hartă în loc de Marea Roșie. Insula Tasmania este numită Vanuatu. Un stat nu există, iar regiunea industrială Ruhr este scrisă greșit. Așa stă situația cu două săptămâni înainte de începutul școlii. Cu toate că profesorii au atras atenția că hârtiile din acest manual sunt pline de greșeli. Nici nu e de mirare că manualul arată așa, dacă ne gândim cine este ministrul educației. Bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest book cafe. Important e ce este ce spun studenții, noi l-am făcut pentru el. De asemenea, ilustrația Harta politică a lumii de la paginile 13 și 14 conține cele mai multe greșeli. Harta nu reprezintă Sudanul de Sud, deși a devenit țară independentă din 2011. Insula Ascension este greșit scrisă Asunción, făcându-se confuzie cu capitala Paraguayului, iar insula Tasmania este greșit numită Vanuatu, deși pe hartă apare și Vanuatu corect scris și la locul real. O altă eroare apare la Guiana franceză, care este scrisă cu I, în timp ce Guiana apare corect cu Y. De asemenea, pe hartă mai apare denumirea insulele Falkland în loc de insulele Falkland, denumire care apare totuși în forma corectă cu doar o pagină înainte. Atât Londra cât și Paris sunt prezentate ca al treilea oraș european, la capitolul Mari orașe europene. Elevii mai află despre Moscova, cel mai mare oraș european, care este urmat de Londra, prezentat de manual ca al treilea oraș european ca număr de locuitori, apoi este prezentat Berlinul, al cincilea oraș european, precedat în manual de Roma, al optulea cel mai mare oraș european, iar lista de la această lecție se încheie cu Paris, indicat ca al treilea cel mai mare oraș european. De asemenea, regiunea industrială Ruhr este scrisă greșit, deși râul apare scris corect. Manualul de geografie este aprobat în iunie 2018 de către Ministrul Educației și editat de Editura Didactică și Pedagogică. Și ce zice Editura Didactică și Pedagogică după apariția acestor greșeli? Că manualul respectiv a fost, atenție mare, cel mai bine realizat și a primit aviz științific favorabil, iar greșelile vor fi corectate, însă doar în varianta electronică, pentru că deja au fost tipărite 148.000 de exemplare. Deci ce o să aibă elevii pe bănci, o să fie tâmpenile astea pe care le-au putut debita... Da. Oamenii ăștia, care au primit aviz favorabil. Bravo, felicitări. Da, vă dați seama, vine editora și spune că acesta a fost cel mai complet, cel mai corect. Vă dați seama cum a fost restul? Întrebarea retorică care se naște este următoarea. Un copil care chiar învață sârguincios și nu are de ce să nu creadă ce scrie în manual, că Turnul Măgurele este exact acolo poziționat în locul... Bine, Turnul Severin, dar mai departe cu Parisul și Paris-Londra, care e pe locul 3, unul sau altul, deja trebuie să intre și la logică. Dar dacă învață mutamod de acolo, poate să ia nota 10? Nu prea. Zic că dar poți să depunctezi în momentul ce am învățat de acolo. Trebuie să verifice, citesc din carte și apoi merg să confrunt. Mai vorbeam de oameni politici care fac astfel de declarații. În încercarea lor disperată de a dovedi că ei știu, cunosc istoria și geografia, fac tot felul de comparații complet neavenite. Și după aia vin deputați și senatori care, bine fericire, spun că una au gândit și alta au spus. Ceea ce este complet inadmisibil la nivelul acesta. Nu mai avem timp, domnule Iliescu. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi să vedem ce spune presa din Olanda despre Liviu Dragnea. Poate sunteți curioși. După ce l-au desființat jurnaliștii din Germania, iată că a venit și rândul olandezilor să fie dezinformați, așa cum spun cei de la PSD. Pauză și revenim. Da, am revenit în a doua parte a emisiunii. Vă spuneam că Liviu Dragnea este atacat dur în presa olandeză. Practic, din ce rezultă din articolele lor, se pare că
se știe foarte bine cine este domnul Liviu Dragnea la București, deși președintele PSD a spus tot timpul că sunt dezinformați, de exemplu, cei din străinătate. Afaceristul politician Liviu Dragnea are România în aderența sa feudală. Cum a reușit asta? Și, de asemenea, în timp ce românii se duc în stradă împotriva corupției răspândite, Liviu Dragnea își așteaptă șansa de a deveni președinte. El a fost mult timp cunoscut ca simbol al culturii politice putrede din țara sa. Asta spun olandezii, după ce și cei din Germania l-au criticat. Dar e interesant, pentru că se apropie, vine un weekend încărcat de semnificație. Va fi o nuntă faraonică la Snagov. Fiul domnului Dragnea se căsătorește și și-a luat și un dar de nuntă, să spunem așa, o mașină foarte, foarte scumpă, o să vă arate colegii noștri. Și interesant, sursele jurnaliștilor spun că la Snagov o să fie o nuntă faraonică, exact așa. Huge. Au fost invitați toți parlamentarii PSD, toți europarlamentarii PSD, toți miniștrii, toți președinții și de Consiliu Județene. Trebuie spus că se intră pe bază de listă? Dumneavoastră v-a invitat? Nu, păi nu. Dacă a dat așa la... Nu. Nu zici la grămadă invitații. Nici europarlamentar, nici parlamentar PSD. Da, în fine, casă de piatră băiatului domnului Dragnea. Cât despre intențiile astea sau intuițiile faraonice a domnului Dragnea, le vede o țară întreagă. Să văd și sper ca să fie oprit cât mai curând. În ceea ce privește publicarea într-un site sau într-un ziar olandez, eu n-am încredere în olandezi ăștia absolut deloc, fiindcă ei acum 3 ani de zile s-au opus intrării României în spațiul Schengen. S-a fost o discuție întreagă că ar vrea portul de la Constanța, Rotterdam fiind între cele mai mari porturi din lume. Dragnea n-are ce să răspundă aici. Uite ce mașină frumoasă arătați. 150.000 de euro. Da, fine. Păi, l-a așa tată sau l-a așa fiu, așa tată sau așa tată, așa fiu. E rentabilă ferma de porci? E rentabilă ferma de porci, e rentabil să fii președinte de CJ, e rentabil să fii președinte de partid. Dacă ar merge și țara și România așa cum prezentați dacă dumneavoastră mașina asta... Dacă ar avea și românii, nu-i așa, asemenea mașini și asemenea anunți? Ar fi perfect. Doamne, asta și eu aș vrea să închei. Doamne, bălăcăreala asta politică a fost și este și în România, o vedem și în alte state. Dar diferența dintre România și alte state că acolo societatea merge, acolo industria merge, transporturile merg, infrastructura se creează. Asta e diferența. Și aici nu mai ne comparăm cu Austria, cu, nu știu, țări dezvoltate sau care au o economie sau o democrație consacrată. Noi vorbim de țări cu care am plecat, am luat startul. Vorbim de Bulgaria, de Croația, de Cehia, de Polonia, de Ungaria. Ne-au întrecut de mult. Domnul Dragnea ar trebui mai mult să plece decât să arunce fumigene și avioane și nu mai știu ce asasini închipuiți. Mai bine ne-ar spune, îl ia pe domnul ministru al educației și între ghilimele ar zice, hai bă să trăim pamblica, că o să râdă lumea de tine, dar hai să te tem pamblica în loc de panglică, hai să tem la, nu știu, la un drum de 20 de kilometri sau un drum, nu autostradă, la, un drum expres, la un spital, la o școală, la o panglică, trebuie să ai drumul făcut. Și mulțumesc doi, foarte mult pentru prezență, de la 10 mulțumesc și noastră pentru că ne-ați urmărit, urmează știrile prezentate de Genția Nacoma, o zi frumoasă!